Săgetător, Maria, ești săgetătoare? Da, da. Da, ești un săgetător tipic, din fericire. Săgetătorii, spuneam că sunt mentor pentru cei din jur, chiar și pentru partenerul de viață. Ei înțeleg foarte bine ce înseamnă să ajuți. Aș vrea să spun care este diferența între zodii. Fiecare zodie ajută într-un fel. Dacă Scorpionul, spuneam că ne ajută în situații de viață și de moarte și nu se tem, ba dimpotrivă, se și regenerează dacă ajută un om aflat pe marginea prăpastiei, Săgetătorul ajută oamenii în alt mod. Ajută, de exemplu, oameni care se află într-un moment al vieții lor când au nevoie să fie resuscitați. Se află nu neapărat un moment de viață și de moarte, dar simt valoarea omului, fiind jupiterieni. Dacă ne uităm chiar pe simbolul grafic, chiar în cadrul cursurilor mele de astrologie, vorbesc despre simbolistica grafică. Și eu învăț și acum, mă. Da. Aceste glife, aceste simboluri grafice, pentru fiecare semn zodiacal în parte, descriu semnul zodiacal respectiv. Da. Simbolul pentru Jupiter, guvernatorul săgetătorului, arată foarte clar că, deși este o zodie care pune preț pe materialitate, deoarece există în acest simbol grafic crucea materii, totuși este singura zodie care poate, în egală măsură, să-și vadă interesul financiar, să spunem, la o întrunire, și totodată să sesizeze și care este persoana care are nevoie să fie promovată sau pe care o poate ajuta. Da. Deci nativii săgetători sunt zodia care întotdeauna intuiește când sunt oameni de valoare, care pot fi promovați, care pot fi ajutați. Și tu, cred că, Maria, ai luat foarte mulți oameni sub aripa ta protectoare și i-ai ajutat și i-ai promovat. Da. Ca nativ săgetător. Da. Asta este... Eu m-am obișnuit și m-am... cum se cheamă? Am acceptat această menire, ca să zic așa, și am început-o prin a învăța din punct de vedere tehnic, de a le arăta lucruri pe care eu le dobândisem prin școală, iar încet, încet, în timp, am înțeles că trebuie să depășesc acest rol doar de profesor și formator și că am toate abilitățile și cunoașterea necesară să le devin mentor. Pentru că, în timp, am observat că oamenii mă copiază de la comportamente, ținută, atitudine, design, absolut orice. Și atunci îți dai seama că tu pentru ei ești un izvor de inspirație și am zis, dacă asta mi este dat să fac, eu trebuie să accentuez acest lucru și trebuie să învăț de la tine, de exemplu, fiecare zodie în parte ca să știu cum să o tratez prin prisma zodiei și astrelor, pentru că un mentor adevărat trebuie să cunoască în profunzime lucrurile. Acesta este motivul pentru care mentorii și cei care vor să mentoreze pe ceilalți trebuie să aibă cunoaștere ca să poată să-i poziționeze și să-i direcționeze pe drumul perfect pentru fiecare în parte. Așa este, o concluzie pentru săgetători. Trebuie să înțeleagă că perioada aceasta este puternică din punct de vedere financiar, grație conjuncției Pluto-Jupiter pe casa a doua pentru ei, pe casa achizițiilor. Pot face achiziții de mare forță și se pot produce foarte mult în urma unei supărări. Pluto vine cu supărarea. Pluto i-a găsit pe săgetători ușor nemulțumiți pe o anumită zonă, fie pe zona parteneriatelor financiare, fie chiar pe zona financiară în sine. Și iată cum săgetătorii, precum o furnicuță, în ultimii ani tot se gândesc cum să strângă, cum să acumuleze, cum să se regenereze în plan financiar. Nu ies lucrurile chiar din prima așa cum își doresc, dar acum sunt pe cai mari, pentru că chiar și zilele acestea sunt foarte importante pentru nativii săgetători, pentru că acest trigon Pluton-Jupiter-Soare, Soarele aflat pe ultimul decan de Taur, îi pun în fața unor proiecte, a unor contracte care vor fi foarte prolifice pe viitor, deci sunt de durată. Ei pot stabili parteneriate extraordinare zilele acestea cu oameni care vor juca un rol foarte important în viața lor. E cazul să se grăbească puțin, pentru că săgetătorii acum se află într-un cont de lumină din punct de vedere financiar și socioprofesional, deci nu trebuie să aștepte foarte mult. Se spune bate fierul cât este cald, este o lecție pe care trebuie să o înțeleagă săgetătorii în perioada imediat următoare, iar cu Saturn pe casa a treia spuneam că și ei vor întâlni oameni din anturajul apropiat, pentru că casa a treia este casa anturajului apropiat, iar Saturn este profesorul, oameni care sunt în anturajul lor apropiat și cu care pot face colaborări foarte importante, care vor trece proba timpului, doar că acești oameni sunt ușor dificili din punct de vedere al temperamentului. Exact. Îmi cer scuze, Maria, revenim după publicitate cu nativii săgetători. Am revenit, vorbeam despre nativii săgetători și despre tot ceea ce au de înțeles. Maria, ce le mai spune? Pentru săgetători
este activată zona publică și zona relațiilor. Unii se lămuresc cu colaboratorii sau cu cei apropiați sau cu cei de mare încredere. Adică ei înțeleg un pic cam cât de mare încredere ar putea să aibă în cei apropiați sau de încredere. Este vorba de onestitatea și despre responsabilizarea pe care ei o acordau. Onestitatea și încrederea în această perioadă pentru săgetător este pusă cumva sub lupă și el se convinge. Știu să pună problema cu oamenii sau față de oamenii pe care îi cred sau îi credeau niște mituri până acum și în viitorul apropiat ajung să aibă puține discuții cu persoane importante, ajung să aibă puține divergențe, dar, contrar săgetătorilor, recomandarea este să stea și un pic în poziția ghiocel, să tacă și un pic din gură odată, să pună și ei cenușă în cap, să da. Lase lucrurile. Oricum, noi, apropo de conjuncția aceasta pe Venus, nodul nord, pentru nativii săgetători fiind în semnul gemilor, are loc în semn opus. Deci s-ar putea să vadă și o mică oblinjoară în partener, da, a unor lucruri pe care și ei, chiar dacă ei acum se exact eligează în mentori, și ei mai au puțin, s-ar putea puțin să aibă și ei de învățat de la partener. Mergem mai departe să vedem nativii Capricorn, cei care fac parte dintre semnele de pământ, ce tot construiesc, spuneam despre Taur că sunt constructori în adevăratul sens al cuvântului, perioada următoare. Fecioarele la fel, că trebuie să se concentreze pe zona constructivă și iată Capricornii, al treilea semn de pământ, care cu adevărat au lucruri de pus la punct. Marte în semnul peștilor îi avantajează în sensul că vor întâlni oameni de mare forță, care vor juca un rol destul de important în viața lor. Spuneam că vor descoperi toate zodiile grație acestui Jupiter retrograd, care sunt punctele cheie și care sunt punctele slabe pentru nativii Capricorn. Punctele slabe vor fi legate de anturaj, deci trebuie să vadă ce persoane trebuie tratate cu mai puțină afecțiune și ce persoane trebuie tratate cu foarte, foarte multă încredere. Ei s-ar putea să schimbe, să ruleze puțin anturajul, să apară alți oameni importanți în jurul lor. Poate exista un soi de război al relațiilor pentru nativii Capricorn, în sensul că vor decide în ultimul moment cu cine să se asocieze într-un business, poate își doresc să se asocieze cu cineva și până la urmă se asociază cu altcineva. Deci este un rulaj interesant care poate aduce o mică iluzionare, să spunem așa, dar nu este ceva important. Profilul lor este de a-și pune efectiv, dacă vreți, este o forță atât de mare pe zodia Capricornului încât pot spune fără a greși, cred, că ei își pun bazele pentru o întreagă viață. Deci nu există nativ Capricorn în această perioadă care să nu facă lucruri de mare forță, lucruri de mare forță care îi vor fi de folos pentru toată existența. Atât de mare forță are acest Pluton conjunct cu Jupiter în semnul lor și zilele acestea în trigon cu Soarele. Extraordinar de puternice zilele acestea pentru a pune bazele unor proiecte sau pentru a face ceva de mare anvergură. Vedeți ca nativ Capricorn, nu trebuie să faceți lucruri mici, trebuie să faceți lucruri de mare amploare cu ce aspecte sunt acum pe cer. Ce le mai spune mai? Pentru Capricorn, zona muncii, ei sunt vizați să facă o schimbare de paradigmă și în zona muncii sunt cumva îndemnați să vadă profesia lor dintr-un alt unghi. Poate apărea chiar o schimbare de destin la Capricorn sau o schimbare de traseu de acum încolo, iar pentru cei maturi, schimbarea asta de destin, de traseu în viața lor, poate fi chiar până la sfârșitul vieții. Pot începe o colaborare cu cineva în care ei își pot schimba rolul, deoarece poate fi o colaborare de la distanță, fie orice alt tip de colaborare. Ideea este că ei trebuie să fie concentrați, să-și vadă profesia, să nu mai fie rigid, să o vadă dintr-un unghi nou pe care până acum nu l-au mai abordat. Așa este. O concluzie pentru nativii Capricorn. Vorbeam despre acest Saturn pe casa doua. Ei trebuie să facă ceva de mare forță, de mare amploare pe zona financiară, să gândească o investiție pe termen lung,
chiar dacă sunt nativ capricorn, care la începutul anului poate n-au luat deloc în calcul, n-au luat deloc în seamă zona aceasta, iată, acum a venit momentul să se gândească să împrumute ceva din mercantilismul altor zodii. Ei sunt destul de mult interesați de zona de faimă, de zona de renume, de zona de notorietate, dar iată, de rang social, iată că acum devine destul de importantă zona de investit. Investit în adevăratul sens al cuvântului, da. Și pot face investiții de mare forță, care pentru destinul lor, adică se vor bucura de aceste investiții mai târziu în viață, într-un mod în care, și aici spuneam despre această inflexibilitate dată de quadratura Saturn-Uranus, din cauza acestei inflexibilități s-ar putea ca nativii Capricorn să-și dorească să facă o investiție, să nu iasă chiar din prima sau să nu se înțeleagă asupra prețului, dar este ceva temporar, este ceva de, nu este ceva de mare calibru, este ceva minor și pot depăși această situație lejer. Mergem mai departe să vedem pentru nativii vărsător. Pentru nativii vărsător, amprenta karmică cea mai mare a perioadei este proaspăta intrarea lui Saturn ca co-guvernator al semnului lor. Deci Saturn în vărsător și retrograd zilele acestea, deci este evident că vărsătorii trebuie să revină asupra unor probleme cu care s-au confruntat în trecut. Știu, am tot spus că, iată, de ce este atât de karmică această perioadă, pentru că trecutul amprentează prezentul mai mult decât de obicei și automat și viitorul. Deci vărsătorii vor culege roadele faptelor bune din trecut, dar vor plăti un pic și polițele unor fapte mai puțin bune tot din trecut. Deci, iată, trecutul strigă după nativii vărsători precum o umbră. Se ține după ei zilnic. Deci, cum va observa un nativ vărsător că se întâmplă ceva ce nu-i place? Să se gândească, oare, fără a fi superstițioși, nu învățăm lumea să fie superstițioasă, dar să se raporteze totuși la zona aceasta ezoterică pentru a se ajuta și pentru a înțelege mai înțelept viața. Deci, dacă veți avea cel mai mic obstacol sau mică supărare zilele următoare, gândiți-vă cu acest Saturn retrograd în semnul noastră ca co-guvernator ce s-a întâmplat în trecut și ar fi putut determina acest blocaj sau această supărare. Dacă se întâmplă lucruri bune, de asemenea, gândiți-vă ce ați făcut bine în trecut și de ce Universul vă revanșează, pentru că și atunci când primim un premiu, este bine totuși să știm de ce primim acel premiu. Și aș mai spune un lucru apropo de autorități. Vărsătorii vor avea o relație cu totul și cu totul deosebită cu oamenii legii, în sensul că dacă vor fi la locul de muncă, vor fi foarte apropiați de către șef, pentru că această planetă, care se referă la oamenii legii sau la oamenii care servesc legea sau lucrează în instituții ale statului, sau vărsătorii care lucrează în instituții ale statului sau au uniforme, de exemplu, vor fi foarte favorizați. Și chiar și cei care nu lucrează aici vor avea o relație bună cu șefii sau cu oamenii legii. Deci este o perioadă în care, încă o dată spun, nativii vărsători sunt extraordinar de credibili, mai ales vărsătorii care au de susținut examene, vor lua note mari, pentru că vor fi favorizați de profesori, ca fiind și ei exponenți ai instituțiilor mari. Pentru vărsător, zona nouă este în zona expresiei de sine, a originalității, a amprentei personale, a lucrurilor gândite de el. El, în această perioadă, trebuie să abordeze lucrurile dezinvolt, să facă doar ce îi reprezintă și ceea ce le trezește conștiința, ceea ce e autentic pentru el. Luna nouă de pe 22 le dă curaj și fac pentru prima dată pe limba lor, cum aș spune eu, pentru că ei își asumă acest lucru și chiar pot să-și schimbe destinul sau să-și schimbe meseria, dacă merg pe acest vibe. Da, este o zonă în care trebuie să analizăm puțin și acest trigon pentru nativ vărsător Pluto-Jupiter-Soare, care are loc pentru ei pe casa 4 și pe casa 12. Iată că nativii vărsători vor avea o relație foarte chimică, foarte puternică cu membrii familiei zilele acestea. S-ar putea să se descarce anumite lucruri, adică membrii familiei să le mărturisească nativilor vărsători anumite lucruri importante, să pună la punct, nu știu, semnarea unor acte și așa mai departe. Deci se întâmplă descărcări karmice cu membrii familiei pentru nativii vărsători. Au o șansă foarte frumoasă și s-ar putea să primească cadouri atunci când se așteaptă mai puțin, prin prezența neptuniană pe casa banilor.
În altă ordine de idei, nativii vărsători nu se vor lăsa deloc mai prejos în ceea ce privește înfrumusețarea casei. Au foarte multe idei în zona aceasta de domestic, iar conjuncția nodului nord cu Venus are loc tot pe un semn de aer, chiar pe casa iubirii. Deci iată cât de puternic este mesajul pentru ei în a se înțelege, deci chiar se înțeleg foarte bine cu membrii familiei, se fac anumite declarații în zona prietenilor de calitate, în zona domestică sau în zona partenerului în plan personal, pot spune lucrurile foarte transparente. Deci nativii vărsători îi încurajăm pe acești nativi zilele următoare să spună lucrurile atât de exact cum le simt. Da, pentru că transparența, exact, transparența vorbelor, transparența emoțiilor va fi foarte bine primită de către univers. De exemplu, un nativ vărsător care alege să spună ceva corect, corect spuneam, nu neapărat demonstrativ, să nu se înțeleagă că trebuie să fie demonstrativ, trebuie să fie corecți, transparenți, spuneam, să dea dovadă de fair play în relația cu oamenii din jur, pentru că acest Venus cu nodul nord pe semnul gemenilor, spuneam tot un semn de aer, vorbesc despre faptul că relațiile de dragoste zilele acestea sunt puțin mai volatile, nu sunt atât de concrete, nu sunt atât de impregnate de concret. Nu trebuie neapărat să-i cerem partenerului să facă eu știu ce declarație, este suficient să simți lucrurile. Cum se spune, dragostea plutește în aer. Asta se întâmplă cu Venus conjunct cu nodul nord într-un semn de aer, iar vărsătorul tot ca semn de aer simte aceste lucruri. Deci nu este nevoie neapărat de lucruri atât de concrete. Oricum această perioadă neptuniană vorbește despre energie la modul direct, adică degeaba îi spui unui om că îl iubești dacă energia ta este de meschinărie sau de ură sau de interes. Transparența energetică a perioadei este de neegalat. Numai dacă n-ai absolut nicio treabă cu zona aceasta energetică, ai putea, să spunem, să fii indus în eroare. De asemenea, este o perioadă, spuneam, cu acest Saturn în vărsător, se face dreptate în toate tipurile de relații, chiar dacă este vorba despre relație de prietenie, de iubire, de parteneriat sau o relație în care temporar tu ai avut de-a face cu anumite persoane, chiar și temporar, repet, pasager, persoane care și-au bătut joc de tine, care nu au fost sincere, care nu au fost oneste, care nu știu, au abuzat de buna ta credință și așa mai departe. Pentru toată lumea spun acest lucru, vedeți, mare atenție, este o perioadă în care se face dreptate. Deci oamenii și cu toții vom plăti. Da. Deci acolo unde nu suntem corecți, acolo unde faci o nedreptate financiară, emoțională sau de altă natură, se va face, se reglează precum o mașinărie. Universul acum funcționează precum o mașinărie, se reglează singur. Deci nici nu trebuie cineva să te atenționeze sau să te pună în gardă, pentru că universul singur își reglează conturile cu tine. Deci da, trebuie să fim pregătiți. Și unde facem bine își reglează conturile, pe principiu Dumnezeu nu rămâne dator, dar și pe principiu Dumnezeu nu doarme. Mare atenție atunci când ne știm cu musca pe căciulă, pentru că s-ar putea să fim puși la colț. Și mai ales atunci când nu ne așteptăm și de unde nu ne așteptăm, nu ne putem pune cu regulile universului. Mergem mai departe, după publicitate, revenim cu semnul peștilor. Am revenit, am ajuns și la nativii pești, cei care mai nou îl găzduiesc pe Marte și în continuare pe Neptun, astăzi și Luna. Un aspect foarte interesant pe care l-aș menționa pentru pești este acest sextil Marte-Uranus, Uranus din semnul Taurului și Marte din semnul peștilor, care spune că toate acțiunile pe care le vor iniția pești în această perioadă vor fi de foarte bun augurii, vor găsi adrenalina și curajul și forța necesară să pună aproape orice tip de acțiune în care cred cu adevărat și la care se raportează corect sufletește în practică. Am spus că trecutul influențează foarte mult prezentul pentru toată lumea, dar mai ales pentru nativii pești. Acest sextil Marte-Uranus vorbește despre acțiuni din trecut în care și evenimente la care au participat peștii, care acum vor veni cu o
propunere de bonus, de gratuitate pentru nativii pești. Practic, ei vor fi repuși pe un făgaș foarte favorabil, de pe care s-ar putea ca într-un trecut, mai mult sau mai puțin îndepărtat, să fi fost scoși tot de către destin. Aceste trei planete retrograde, Pluton, Jupiter, Saturn, au loc pe casa 12, respectiv pe casa 11, dar mai ales aș vorbi despre Saturn aflat pe casa liniștii sufletești retrograd. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă faptul că peștii fac un fel de remember, deloc ușor de făcut rememberul acesta pentru nimeni, un fel de remember al tuturor lucrurilor care i-au deranjat la un moment dat. Și vor taxa, vor începe să taxeze, vor taxa persoanele care le-au greșit, care poate i-au jignit, care le-au spus ceva, dar nu cu răutate. O vor face, repet, strict ca un precum un remember în care trebuie să le spună tuturor ce au de spus, ce reproșuri au de făcut, cu cine s-au războit și cum vor să încheie acest război, cu cine au avut lucruri bune de împărțit și vor să le facă tot felul de complimente sau să le mulțumească și așa mai departe. Deci Saturn în casa 12 vorbește despre un soi de pace la care vei asista, pacea ta cu tine în primul rând și pacea ta cu toți oamenii din trecutul tău. Cu cei cu care ai avut conflicte te vei împăca într-un mod în care totuși le spui, vorbești despre, discuți despre natura conflictului, iar cu cei cu care n-ai avut conflicte sau care te-au ajutat îi faci să se simtă bine sau le spui lucruri foarte plăcute. Nu este deloc de ignorat faptul că peștii vor scoate din destinul lor toate lucrurile cu care nu se mai simt bine. Deci Saturn pe casa credinței pune o presiune incredibilă pentru ei de a nu mai face nimic dacă nu se simt bine în zona respectivă. Să spunem un nativ pește care are un loc de muncă unde nu-i place să se mai ducă, nu se va mai duce. Sau dacă se întâlnește frecvent cu persoane cu care nu-i face plăcere, nu se va mai întâlni. Da. Și este lăudabil să fac. Oricum va veni Saturn cu o presiune incredibilă, de-abia a intrat în casa 12-a pentru ei. Deci fără doar și poate în următorii 2 ani, deci nici nu se discută ca peștii să nu facă chiar în următorii 3 ani să nu facă o curățenie generală. Iar conjuncția Pluton-Jupiter are loc pe casa 11-a prietenilor, vor veni în forță foarte mulți oameni, prieteni de mare forță decizională care îi vor ajuta să ia cele mai bune decizii. Ce le mai spune Maria? La pește, relațiile de familie și felul în care percep relațiile acestea este și siguranța în ei înșiși și stabilitatea pe care ei înșiși o generează va fi adusă cu luna nouă, iar luna nouă vine și spune peștilor că a venit timpul să facă ceva. Să facă ceva legat de casă. Fie că să facă legat ceva de relaționarea în casă, fie de curățenie în casă, schimbatul designului în casă, achiziționarea de casă. Oricum este ceva legat de casă și de viața privată, de arealul pe care îl cuprind aceștia. Ei au nevoie să aibă în această perioadă cât mai puține conflicte cu familia și au nevoie de siguranță în viața lor. Acesta este mesajul pentru pești. Da, din punct de vedere al conjuncției Venus-Nodul Nord, această conjuncție foarte frumoasă, spuneam, între planeta iubirii și destin, are loc pentru nativii pești pe casa racului, pe casa familiei. Deci, iată, îi vedem pe pești foarte interesați de liniște, pace, de manifestarea iubirii cu membrii familiei. Majoritatea peștilor își vor pune problema chiar foarte serios, chiar și peștii care nu au familie, să se umanizeze într-un fel relația de familie, vor avea discuții extraordinar de frumoase și de fructuoase și de favorabile cu oamenii de care îi leagă fie o legătură de sânge, fie o relație de suflet și așa mai departe. Din păcate sau din fericire au responsabilități karmice față de anumite persoane care în momente cheie apar în viața lor, deci nu puteți refuza, pur și simplu vor veni persoane către noastră pe care nu le puteți refuza, trebuie să le ajutați. Într-un mod karmic în care s-ar putea să vi se pară un pic forțat, s-ar putea să vi li se pară peștilor prea mult și așa mai departe. Ei, iată că chiar trebuie să ajute aceste persoane. Repet, sfera de ajutor cu Jupiter foarte frumos aspectat, mai ales cu soarele zilele acestea și cu Pluton vine din zona prietenilor elevate, deci oameni care au preocupări înalte, oameni influenți sau oameni cu notorietate îi vor ajuta pe pești într-un mod foarte, foarte frumos. Ei trebuie, s-ar putea să existe un mic conflict, spuneam, ego-ego, din cauza acestui soare anaretic
zilele următoare pe zona rudelor apropiate sau a prieteniilor cotidiene, deci oameni cu care au un soi de, cu care discută zilnic diverse lucruri. Mercur foarte confortabil în domiciliu pentru pești, se găsește tot pe casa domesticului, deci s-ar putea să vedem pești care încheie tot felul de contracte cu membrii familiei. Da. Pot semna succesiuni sau da, pot încheia tot felul de acte, contracte în casă, în zona familiei. Da. Deci acte importante legate de familie, de membrii familiei sunt încurajați pe zona aceasta. Nu uitați că sunteți zodia cu cel mai mare grad de intuiție în perioada imediat următoare, grație prezenței neptuniene aici. Nu uitați că sunteți cei mai vizați din punct de vedere al transparenței gândurilor, faptelor și intențiilor. Deci sunteți foarte, foarte puternic supervizați de către destin, să nu mințiți, să nu disimulați, să-i urmăriți și pe cei din jur să nu facă astfel de greșeli, mai ales pentru peștii care au copii. Ce le mai spune Maria peștilor ca o concluzie? Ca o concluzie, luna nouă în Gemeni deschide oportunități și vin zile absolut superbe, orizonturi noi, numai că tu nu mai ai voie să critici. Ca să poți să primești aceste orizonturi, să le poți capta și să te poți conecta la abundență, tu trebuie să ai o perioadă de liniște, să nu mai fii critic și să nu mai să restabilești o reconexiune cu familia. Ce înseamnă acasă? Da, și o conexiune evident cu sufletele lor. Da. Spuneam că peștii nu mai pot face lucruri în care nu cred cu adevărat. Este ca și când dau o interdicție să facă peștii. Dacă nu, orice nativ pește, dacă nu crede într-o acțiune, nu poate să o ducă la bun sfârșit. Deci pentru ei este absolut important, total determinant să creadă într-o acțiune. Ei au și o karmă relațională în această perioadă, grație lui Uranus pe casa a treia. Sunt tot felul de oameni care apar în viața noastră pentru a vă schimba anumite elemente de destin. Trebuie să-i primiți, să acceptați, trebuie neapărat să petreceți toată ziua cu ei. Pur și simplu este suficient să înțelegeți că aceste persoane pot schimba elemente de destin din viața dumneavoastră. Uranus pe casa a treia asta face, schimbă elemente de destin prin intermediul oamenilor cu care aveți un soi de corespondență zilnică sau comunicare zilnică și așa mai departe. Vă veți îmbogăți cunoștințele în diverse domenii și veți primi beneficii financiare din această zonă, iar încercările majore s-ar putea să aibă legătură cu creșterea personală, tot grație acestui Uranus pe casa a treia. Pot apărea și în viața peștilor tot felul de oameni care nu vin neapărat ca mentor, dar vin cu sugestii. Spre exemplu, un pește întâlnește într-o zi o persoană care spune: nu crezi că ar fi indicat să-ți cauți altă casă? Nu crezi că ar fi indicat să te mai întâlnești și cu alte persoane? Și așa mai departe. Deci, forța interioară cu care, de exemplu, nativul pește poate să spună: da, mi-am mai schimbat o dată casa, sau da, am mai fost la evenimentul respectiv, da, m-am mai întâlnit cu persoana respectivă. Nu este același lucru. Nu. Forța interioară cu care pești, cu care veți face anumite lucruri în prezent, este total diferită de forța interioară cu care ați făcut același lucru cu un an în urmă. Deci, încercați să dați credit noilor provocări, mesajelor care vin prin persoanele cu care corespondați zilnic sau care interacționați zilnic, pentru că veți face lucrurile respective dintr-o altă perspectivă. Altfel, cu totul diferit din punct de vedere al determinării interioare. Știți cât de mare forță are determinarea interioară în succesul oricărei acțiuni? Una este să crezi într-o acțiune, una este să fii confortabil cu o situație și alta este să faci același lucru dacă nu crezi în el, dacă nu ești în prezența persoanei cu care te simți bine. Da. Adică același lucru făcut de aceeași persoană, dar doar determinarea schimbă situația. Ce sfat avea pentru telespectator, Maria, în perioada imediat următoare? Ce ai sfătuit? În perioada următoare, puțină temperare, puțină liniște, puțină centrare în interior și trebuie să te gândești la următorul lucru. Tot ce se întâmplă cu tine are legătură doar cu tine sau are legătură un pic și cu starea generală și cu ceea ce s-a întâmplat și cu faptul că nu ai socializat și ai stat retras? Tu trebuie să te gândești atât, că nu este doar situația ta, este o situație generală. Să ai curaj și așa multă este îndreptare către credință, către meditație, către lucruri care te liniștesc. Maria, foarte mult pentru toate mesajele pe care ni le-ai dat. Așteptăm cu drag și în cadrul altor emisiuni. Mulțumim și noi. Iată de ce perioadă în care, fără doar și poate, trebuie să ascultăm cât mai mult atât de mesajele care ne vin pe filieră divină,
divină, de divinitate propriu-zis, de cei care au pregătire în domeniul spiritual, nu mai putem trăi doar raportându-ne la credințele noastre trecute. Este important să facem asocieri de mare calibru și să ne raportăm încă o dată la oameni care au preocupări în zona spirituală, pentru că nu putem să funcționăm dacă nu avem ghizi, dacă nu avem mentori. Este o perioadă de mare forță din punct de vedere spiritual. Încă o dată, Maria, îți mulțumesc. Ne revedem și astăzi seară de la ora 21. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. La revedere!